aș fi dorit să îl întreb pe Părintele Stareț, în devotul cuvântului său, să ne spună cum a ajuns la acest volum. Pentru că tot vorbea Părintele Constantin Coman de legăturile care se pot crea între două mari labre, urna și esență. Mai întâi de toate, aș vrea să spui că la sfârșitul anului trecut, Putra era cumva într-un declin oarecare așa sufletesc, spiritual. În ce sens? Obosiți de prea multe griji, de cele lumești, pictura mănăstirii, sfințirea picturii mănăstirii, și ne doream cu toții o înnoire. Înnoirea noi nu o vedeam altfel decât prin forțele proprii ca să ne ridicăm, era mai greu. Și atunci am spus părinților, să ne rugăm poate de Domnul, ori ieșim cu toții într-un pelerinaj undeva, unde să întâlnim oameni duhovnicești și care să ne forțeze pe noi să schimbăm ceva în viața noastră, sau să ne trimită Domnul pe cineva la noi care să ne mustre și să ne arate cumva, să ne readucă pe calea cea bună. Lucru care s-a și întâmplat. Ceea ce discutam cu părinții era pe la sfârșitul lui august, de la începutul septembrie, am primit vestea că va veni Părintele Zaharia de la Zaharul de la Essex. Gândul nostru pentru pelerinaj era cumva să plecăm pe la mănăstire din Rusia, de ajunge chiar până în nord, pe la Valahov și pe la Solovăț, unde foarte mulți din părinții mănăstirii își doreau ca să ajungă acolo să închine la locurile acelea deosebite, de frumoase și sfinte, unde au trăit atâția și atâția părinți duhovnicești și știți foarte bine la Solovăț ce a fost acolo în perioada comunistă. Și ne-a dat prea mult Dumnezeu, ne-a dat Părintele Zaharia și a spus, acesta este darul lui Dumnezeu pentru noi. Și s-a dovedit, într-adevăr, a fi un dar al lui Dumnezeu pentru, nu numai pentru Putna, ci pentru întregul monahism. Eu așa l-am văzut și nu numai pentru monahi, ci cartea se referă și cuvintele Părintelui Zaharia sunt binevenite absolut pentru orice doritor de înnoire sufletească. Pentru că a ne înnoi pe noi e o datorie noastră lăuntrică, sufletească și un țel, un scop al vieții noastre. Părintele Zaharia a obosit la noi în ziua de 1 octombrie 2011 la acoperimentul Maicii Domnului, o zi frumoasă și mai cu seamă noi eram după o noapte de priveghere cinstea Maicii Domnului. Căci în fiecare an, în ziua de 1 octombrie, se face priveghere de toată noaptea până către zorii zilei, până către orele 4-5 dimineața. La orele 11 a sosit Părintele, l-am întâmpinat. A venit cu foarte multă bucurie, cu foarte multă deschidere, voios, senin, ca un om al lui Dumnezeu. Așa cum i-am avut și cum i-ați cunoscut și dumneavoastră pe părinții noștri, și am și amintit aici, mai cu seamă, doi dintre ei pe care vă sunt, au fost la îndemână, Părintele Arseni Babacor și Părintele Sofia Mbăghiu, care și pentru noi au fost îndrumător și povățuitor și să ne dea Domnul mai să urmăm sfatul lor și pierda vieții lor. Voios, senin, s-a prezentat în fața obștii, cu drag a ținut un cuvânt și ascultând cuvântul Părintelui și răspunsurile pe care l-a dat la întrebările puse de obștia monahală, atunci am zis, nimic altceva aceste cuvinte nu trebuie să rămână doar numai pentru putneni, doar numai pentru viețuitorii mănăstirii, ci aceste cuvinte trebuie să fie culese, și tipărite și să meargă mai departe pentru fiecare monah. Să o aibă acolo. Am adunat cuvintele apoi și de la Siestria Putnei și de la Iași, cuvântul pe care l-a ținut la Iași, Părintele Zaharia a ținut cu două zile înainte de a ajunge la Putna, o conferință la Iași pentru monahi. Conferință care apare în volumul acesta, în cartea aceasta. Primind binecuvântarea de la Înalt Preasfânt Mitropolit Teofan de a aduna cuvintele toate, s-a închegat deci gândul, am mers mai departe, s-a trecut la colegerea textului, le-am trimis apoi la... am trimis acum prin poștă această electronică pe care la îndemână am luat legătura cu părintele la Essex și cu Maica Tecla de acolo, care ne-a ajutat în mod deosebit pentru ca să obținem acordul, binecuvântarea părintelui. Au dat binecuvântarea și s-a trecut la lucru și în ajunul sărbătorilor de iarnă, am primit
absolut toate avizele ca să dăm să publicăm această carte. Gândul meu, de la început așa a fost, să intitulăm Merinde pentru monahi. Am întâlnit părintele Zaharia, mi-a trimis de ce merinde pentru monahi. Și am spus ce înseamnă merindele la noi, la români. Mai cu seamă, în trecut, în vechime, când plecai la drum, îți spuneai acolo o coajă de pâine, ceva acolo în desag, în traistă, și plecai. La vremea potrivită, când simțeai nevoie, scoteai din traistă, din desagă și gustai ceva. Și așa te întăreai și mergeai mai departe. Zic, așa consider eu aceste cuvinte pe care Sfințeaua să le-ați adresat monahilor din România în toamnă 2011, în sfârșit de septembrie, începe de octombrie, așa le consider ca pe o merinde de care ai nevoie. Când ai nevoie, ai apelat, ai scos, te-ai hrănit și mergi mai departe, îți duci drumul, mergi pe calea ta pe care o ai. Și așa a apărut titlul, Merinde pentru monahi. După sărbătoare de iarnă, am primit cuvântul un aprasit mitropolit Teofan, care semnează cuvântul înainte, și la început de postul mare a văzut lumina tiparului. Chiar duminica izgonirii lui Adam Negrai, duminica neascultării, amintind de neascultare și ascultare, atunci a fost împărțită la oștea mănăstirii Putna și la siestria Putnei, a fost dată la fiecare viețuitor, la fiecare monac, a primit-o ca să o aibă de arusurmenie. Și între timp, desigur, cartea a plecat mai departe. Așa a apărut acest volum. Am considerat că aceste cuvinte nu trebuie ținute, acest dar, această făclie, această lumină, să nu o punem sub obroc, ci să o transmite și să o aibă și alții. Oricine se poate hrăni din această carte, numai dacă vrea. Și sincer să fiu, cred că pentru a parcurge această carte, trebuie să ne alarmăm cu puțină smerenie și să voim să intrăm un pic în legătură cu prea bunul nostru Mântuitor. Și aceasta o putem face prin smerenie și apoi prin pocăința care vine în urma smereniei și prin rugăciunea aceasta merită, atunci putem pătrunde foarte ușor înțelesul adânc al acestei cărți. Are un înțeles adânc, cum discutam înainte de a ne vedea aici, niciun cuvânt în această carte nu este de prisos. De exemplu, doar numai la o singură întrebare, la sfârșit pe care a pus-o părintele Zaharia, părinte, nu mai avem râna, ce e de făcut? Și cine nu se lovește de așa ceva în viața lui, de câte ori nu se rămâne rugăciune de seară sau rugăciunea, uiți de rugăciune, uiți de metanie, uiți de vorbirea ta cu Dumnezeu, ce e de făcut? Și desigur, mintea fiecăruia, și a mea și a dumneavoastră, dacă e să ne pune fiecare această întrebare, mă alerga, hai, citește, hai, fă ceva. E bine, părintele răspunde, să avem dragoste. Dacă vom avea dragoste, ne vom sprijini unul pe altul și așa, în felul acesta, vom birui. Așa răspunde la ultima întrebare pusă părintele Zaharia în această carte. Eu țin să mulțumesc părintelui profesor și domnului Alexandru Coman că a ținut ca să fie prezentată această carte aici. Nu mă așteptam la așa ceva, nici prin gând nu mi-a trecut vreodată, ci eu mă gândeam așa în chips, acolo discret, să o trimit pe la toate mănăstirile și dacă cineva se apleacă cu drag asupra ei și simte că are nevoie, să eu după aceea să o trimite mai departe. Dar astăzi, chiar de dimineață, cu părinții care au trudit pentru publicarea acestui volum, coperta Părintele Iachint, ea aparține totul Părintele Iachint. Discutam cu ei, că ei au zis să trimitem, să anunțăm. Nu. Zic, cartea așa are cursul ei. Cuvântul Părintelui e un cuvânt cu putere, care se duce de la sine. Nu-i facem noi reclamă, ci de la sine se duce și merge mai departe și tot cel care are nevoie se va hrăni din el, precum cerbul din izvoarele apelor. Ai simți dor, ții dor de Dumnezeu, ții dor, vrei să schimbi ceva în viața ta, uite că ai acum ocazia. Ia această cărțulie și aici vei găsi un cuvânt frumos despre pocăință, despre smerenie, despre întâlnirea cu Dumnezeu, despre vorbirea cu Dumnezeu, despre cum să ne smerim frumos, cum să ne pocăim frumos,
Dar pocăința, atunci când vorbim despre ea, ne temem de multe ori că ar fi ceva, o povară, o corvoadă, grea de dus. Nu. Pocăința este frumoasă, este vorbire cu Dumnezeu, este lumină, este bucurie și dacă îl citim pe Părintele Zaharia, vom vedea pe deplin acest, vom găsi pe deplin acest cuvânt la el, această lucrare, această trăire la Părintele Zaharia Zaharu. Dar, ascultându-o pe Părintele Profesor, m-am gândit și la părinții noștri care am avut în secolul 20, și început, în 21, i-a binecuvântat Dumnezeu cu părinți deosebiți, au amintit câțiva dintre ei, au fost amintiți Părintele Sofia, smerenia lui. Cine nu era copleșit de prezența Părintele Sofia sau de Părintele Arsenie, Bacioc, care avea o bunătate, o dragoste, te copleșea cu bunătatea lui, de unde venea, cu dragostea lui, din adâncul vorbirii lui cu Dumnezeu. Și în adâncul acela nu poți să-l atingi decât numai pogorându-te, deșertându-te pe tine, colindu-te pe tine.